Salutare, salutare și multă baftă elevilor, părinților, profesorilor, pentru că e perioada aia foarte, foarte stresantă atunci când se întâmplă totul în regim online și foarte bine știe acest lucru și colega noastră, Victoria Vlas, care are școlari. Bună dimineața! Doi școlari în clasa întâi. Gemenii tăi anul ăsta au mers în clasa întâi, dar ținând cont de situația și pandemie, acum trebuie să faceți față lecțiilor online. Cum e, Victoria? Anul trecut, tot anul, m-am rugat să, ca an, în acest an să nu fie online, că vedeam cum se chinuie părinții și m-am bucurat inițial că nu am avut lecții online. Da. Și acum, iată, a venit și ziua aceea în care a trecut prima săptămână. Pot să spun că am trecut testul de rezistență pentru că nu este ușor. Tu ai doi băieți. Da. Cum e? Cu doi școlari în aceeași clasă, care nu au mai stat niciodată în fața unui calculator să facă lecții. Da, ei au stat în fața dispozitivelor, gadgeturilor, să joace doar, dar nu le-au luat serios ca să facă lecții. M-am gândit cum să organizez aceasta, pentru că ei sunt doi și fiecare vor să aibă dispozitivul lor. Aha. Avem noi două telefoane mai vechi a părinților, adică a meu și a tatălui. Aha. Și le-am pus la fiecare câte un telefon. La un moment dat, pentru că sunt telefoane mai vechi, unul s-a deconectat. Și trebuiau amândoi să încapă cumva să se vadă în video. Aha. Și chiar din prima zi, chiar din prima lecție, s-au bătut în direct. Nu pot să cred. Adică... Da, cu lacrimi, cu eu zic, băieți, asta e lecție, nu mai vreau. Da, adică pentru ei este micuții, stresant, este foarte emoționant, ei nu înțeleg că este la fel de serios ca la școală. Chiar au fost momente când spunea, eu nu mă mai duc la lecțiile astea online, nu-mi plac lecții online. Și profesoara auzea și ceilalți elevi? Nu auzea, pentru că se deconectează microfoanele. Și totodată, pentru că sunt două dispozitive, când îl întrebau pe unul din ei, era microfonie și nu puteau să răspundă și iarăși, mamă, de ce pe mine? Eu am vrut să răspund, dar nu m-au auzit și tot iarăși pentru ei e stresant. Și adică... pentru părinți e stresant, pentru că bănuiesc și știu deja că unul dintre părinți trebuie să stea acasă cu ei, adică nu poți să-i lași fără supraveghere. Cum vă descurcați la acest capitol? Și eu continui munca de acasă, da, și tot iarăși... Tot online. De aici scriu, da, descifrez sincroanele și de aici ascult câteodată ce fac băieții și scriu și aud, Artem, răspunde și eu. Stau, văd că nu răspunde. Artem, conectează microfonul mai repede. Adică, și totodată, știi, a fost un moment așa haios când eu sunt în lucru, scriu text și apoi aud, Victoria răspunde și eu știu că la eu cumva am auzit cuvântul Victoria. Da, profesoară, sunt aici, prezentă. Da, sunt prezentă. Adică trebuie permanent... Nu poți să te deconectezi și de la lucru și trebuie să faci mai multe lucruri. E totul odată. Fiind acasă, auzim cum se întâmplă lecțiile. Cum sunt lecțiile astea online? E lecție pe bune? Adică, da. Că foarte multă lume nu avea încredere în această modalitate de predare, zicea că e pierdere de vreme, că mai bine poate învățăm la vară. Erau și momentele astea în care spuneau, lăsați copiilor vacanța acum, învățăm la vară, pentru că nu e calitatea lecțiilor din clase. Normal, nu e aceeași eficiență. Unicul plus pot să spun că da, poate din cauza ca să oprim un pic din răspândirea virusului, dar în rest doar minusuri văd, pentru că nu este aceeași eficiență. Copiii stresați, se înțeleg că sunt stresați. Prima lecție, ei erau entuziasmați, da, cumva ascultau, da, deschideți cărțile, deschidem cărțile, dar iarăși, momentele tehnice, uneori, deschideți problema și ei scapă firul și mama, nu știu unde, am scăpat. Eu zic, de ce nu scrii? Da, păi n-am înțeles, știi? Și cumva, da, am scăpat un cuvânt, o însărcinare, gata, deja lecția e pierdută. Ce zice doamna învățătoare? Bănuiesc că vorbiți voi părinții cu învățătoarea, ei cum simt tot acest învățătoarea proces? Eu are nervi de fier, adică eu chiar îi mulțumesc doamnei Ana Oancea, învățătoarea noastră, are foarte multă răbdare, tot așa, copilași, stingeți vă rog microfoanele, pentru că dacă conectează toți microfoanele, este și microfonie și este gălăgie, dar nu știu, adică... Nu... E stresat într-adevăr și pentru părinți, și pentru elevi, și pentru profesori, dar să știi, Victoria, că în această dimineață pe fir îl avem pe domnul Ion Jardan, lector universitar, doctor în științe matematice de la UTM și chiar sunt curioasă cum se... am înțeles deja cum se întâmplă
întâmplă totul în clasa 1. Cum se desfășoară acest proces în cazul elevilor mai mari? Bună dimineața! Bună dimineața! Cum avem părerea unei mămici, avem nevoie și de părerea unui profesor, lector? Cum simțiți dumneavoastră acest proces de partea cealaltă de baricadă, dacă pot să zic așa? Păi noi de cealaltă parte de baricadă, noi suntem toți de aceeași parte în aceeași barcă. Corect. Și procesul ăsta de învățământ online, n-aș spune că el e foarte eficient. Uh-huh. Adică eu de câte ori mă gândesc, la mine mai multe puncte negative apar, adică contra, decât pro. Am înțeles. Cu toate că din forma asta de învățământ, noi multe trebuie să scoatem și să utilizăm pe urmă pentru a face mai eficient învățământ. Ce anume? Ce anume? Nu, de exemplu, chiar utilizarea tehnologiilor digitale. Și aici e devenit acum, spunem așa, s-au îmbogățit cunoștințele digitale și la copii, și la profesori, și utilizarea lor. Păi chestia asta, pe urmă, trebuie să lasă urmă pozitivă, că adică noi să ne învățăm a folosi tehnologiile astea pentru lecțiile de mai departe. Adică, chiar și eu mai simplu și pentru școală, spune. Adică nu numai pentru facultăți. Plasarea temelor pentru acasă, plasarea materialului puțin în altă formă, ca copilul să aibă o, spunem așa, de unde alege, adică a citi și într-un format și în alt format și alege mai bine și mai eficient ar putea să înțeleagă. Am înțeles. Iată, în cazul elevilor, părinții sunt cei care monitorizează și stau alături de ei să aibă telefonul conectat, să asculte ora, să răspundă, dar în cazul elevilor, studenților mai mari, nu chiulesc. Cum e? Nu, în general... Pentru că acolo știți cum. Fiecare pe cont propriu. Corect, fiecare pe cont propriu. În primul rând, nu cred că părinții stau acasă cu ei, fiindcă ei sunt maturi. Sigur, depinde de fiecare cum își, hai să spunem așa, cum își organizează. Care e rata de prezență la lecții? Dacă, cam, de exemplu, de 20 studenți, cât se conectează? Nu, dacă se uităm, majoritatea ei se conectează toți. Însă dacă îmi spunem întrebarea dacă ei sunt la moment prezenți la lecții, asta e cu totul alt problem. Adică nu se poate monitoriza treaba asta? Că eu nu am copil, nu sunt student, nu prea știu cum e. Aș spune așa, dacă, de exemplu, iată cum eu, am de un curs la care sunt la 100 de studenți, așa, mă scuzați, să-i motorizez, să-i observ fiecare că el este la moment prezența. Nu, asta e o pierdere de timp nu mică. Dar sunt conectați, e luminița aia verde este. Da, da, asta e la sigur. Și la școală la mulți. Eu cred că tot e problema asta, fiindcă... Sau, de exemplu, hai să spunem așa, el poate fi într-un fel conectat, dar la moment pe ecranul calculatorului se ocupă cu altceva. Și logic. Da, aveți dreptate, fiind acasă. Fiindcă eu, știți cum spun tot timpul, sunt părțile astea negative care am zis mai mult sunt contra. În primul rând, știți cum, impunând copiii, de exemplu, spun așa, stai mult timp așezat în fața calculatorului, asta desigur că duce la pierderea concentrației, adică e obosal, te trage la somn, asta și matur fiind. Și el automat își pierde, cum zicem așa, motivarea și risc pentru lecția în vedere. Și desigur că neînțelegând încă unele lucruri, el își pierde interesul aproape total. Și se ocupă cu alte lucruri. Iată, stau și mă gândesc că iarăși vine bacalaureatul în câteva luni, iarăși avem regimul ăsta online. Cât de mult afectează acest proces online examenele de bacalaureat? Eu cred că are un procent, numai nu-i pozitiv. Hai să spunem, pozitiv ar fi, fiindcă știți cum, spre deosebire de anii când noi eram în învățământul online, pregătirea de bac o făcea mai mult, hai să spunem așa, profesorul de clasă. Așa. Noi, dacă ați observat chiar și la UTM, în ultimii ani, noi deja, dam de 2 ani, avem înregistrările făcute, adică sunt lecțiile pregătite și ei ce înseamnă copiii pot intra, pot vizualiza, a recapitula unele teme, adică avem și parte pozitivă. Asta e bine că este și partea pozitivă. Știți, sunt foarte multe voci care zic că în tot regimul ăsta online au de câștigat doar profesorii. Stau acasă și fac lecții. De ce zic că eu am părinți profesori? Ce aveți să ne spuneți dumneavoastră? Nu, eu, de exemplu, pe propria mea experiență spun că, din contra, profesorul are dublu de lucru față de atunci când lucrăm fizic. Fiindcă el își pregătește orele pregătirea în format, hai să spunem așa, la calculator, asta nu e așa de simplu cum pare.
Cu 100 adică de studenți chiar care sunt conectați. Corect. Sau, de exemplu, verificarea lucrărilor, spunem, cât de bine, cât de mult timp îți ia la calculator stai să verifici decât când ești pe foaie. Și așa mai departe. Și apar alte probleme cu copiat, cu restul care în sală, el pur și simplu în nos. Și ultima întrebare, pentru că o întrebasem și colega noastră, Victoria, erau iarăși multe voci care ziceau că mai bine această perioadă să fie luată drept vacanță și la vară să se recupereze. Dumneavoastră, ce aveți să spuneți la acest lucru? Nu prea cred că asta e bine, fiindcă, în primul rând, noi nu știm la vară ce o să se întâmple. Asta e unul la mână. Dar oricum, cum adică aș spune că totuși forma asta online de predare totuși e neoscos, adică s-a continuat procesul de învățământ. El nu s-a stopat, fiindcă știți cum, hai noi facem la noi, dar alte țări, copiii noștri după ce termină liceul, el doar vrea să intre undeva și cu majoritate să duci peste hotare. Dacă noi trebuie la vară, atunci apare întrebarea, și cum copiii ăștia vor intra la universități? Și când ei se intre? Așa că, din punctul ăsta de vedere, cu situația creată, totuși mai bine măcar să fie online, dar procesul de învățământ să continue. Ne înarmăm cu răbdare și părinții, și profesorii, și elevii, și studenții, pentru că așa e perioada și nu avem ce face. Trebuie să ne conformăm, pentru că avem valul ăsta care a venit și ne-a luat prin surprindere, știți cum obișnuiesc să zic autoritățile, așa. Dar ne-a luat printr-o surprindere că nu mai știm încotro ajungem. Eu vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și multă răbdare, mult succes și să revină atât elevii cât și profesorii cât mai repede în regimul normal de activitate. Mulțumim! Alături de noi în această dimineață, Ion Jardan, lector universitar, doctor în științe matematice de la UTM, iar alături de noi, pe canapea, este colega noastră Victoria Vlas, care are școlari, doi băieți gemeni în clasa 1. Ai văzut, totuși e bine că procesul continuă, ori iarăși, într-adevăr, elevii, studenții mai mari trebuie să susțină examene dacă vor să meargă în afară. Da, cumva cred că cei mai mari sunt mai disciplinați și cred că este mai ușor. Și depinde de obiect. Sunt obiecte care, da, hai, limba română sau matematica, le dă un sărcinar, scrieți mai departe în caietele. De exemplu, dansurile, da, este mai complicat să le organizezi dar online. Dar fac și lecțiile educația fizică, dansuri, da, totul este online. Asta vreau să văd. Ați avut educația fizică? Cum a fost? Este vesel, cumva, de exemplu, spuneau, vreau să vă văd piciorușele și noi nu știam cum să punem telefonul ca să vadă piciorușul. Wow. Asta în cazul dansurilor a fost. Deci domnul învățător cumva a predat mai mult teorie, pentru că tot teoria dansului. Da, teoria dansului spunea despre moderato, adagio, allegro, da? Și după asta nu am mai rezistat și zic, hai să vă văd măcar un pic în mișcare. Și spuneau, vreau să vă văd piciorușele și noi cumva iar vrem cumva să... Și ne-a scos din zona de confort pandemia asta, din toate punctele de vedere, din toate punctele. Deci ne reinventăm. Dar știi că mi-a plăcut ceva? Mi-a plăcut cumva să urmăresc dintr-o parte lecțiile, să văd cum se petrece. Știu că e normal să ceri să participi să asiști la lecție, dar nu avem timp pentru asta. Acum am putut să fiu cumva, să privesc dintr-o parte ce fac băieții. Cum ei, cât de responsabili sunt, să văd ce colegi minunați are, care tot erau îndrăzneți, că conectau microfonul și răspundeau ce spuneau. Adică, da, sunt câteva plusuri. Cum spunea și domnul lector, căutăm partea pozitivă. Da, pentru că ne descurcăm, cumva trebuie asta să ne descurcăm. Ai văzut câte cazuri și tu, sunt record peste record în fiecare zi, nu mai înțelegi când se încheie valurile astea, că atâtea valuri când... Da. Nu este imposibil, așa dar e. Anevoios, chiar anevoios. Răbdare. Și stresant. Răbdare, stresant, Victoria. Răbdare și ție și băieților. Eu sunt sigură că, mă rog, e o perioadă de încercare pentru toată lumea și în scurt timp o să revină la școală în bănci. Sper. Mulțumesc. Baftă. Eu vă țin pumnii. Mulțumim. Eu vă țin pumnii.